am mandatat Comisia Juridică a Partidului Național Liberal ca până săptămâna viitoare să pregătească sesizările de neconstituționalitate către Curtea Constituțională privind mai multe acte normative. Ordonanța 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time. Ordonanța 60, prin care au fost supraimpozitate companiile cu peste 100 de angajați pentru procentul de 4% de persoane cu dizabilități pe care ar fi trebuit să le angajeze. Ordonanța 79 privind bulversarea fiscală. Ordonanța 82, a cărei principală măsură a fost aceea de a reduce de la 5,1% la 3,75% procentul de contribuție la pilonul 2 de pensii. Aceste patru acte normative am luat decizia de a le ataca la Curtea Constituțională și am mandatat Comisia Juridică a Partidului să pregătească aceste sesizări. Deja ne-am adresat avocatului poporului, care, din păcate, a refuzat, a nu știu câta oară, să declanșeze controlul de constituționalitate odată cu adoptarea acestor ordonanțe. Deja argumentațiile sunt pregătite. În ceea ce privește celelalte două acte normative, vom avea până la sfârșitul săptămânii viitoare sesizările pregătite pentru a fi adoptate. De asemenea, revenim cu solicitarea sistematică pe care am făcut-o către majoritatea parlamentară să nu mai tergiverseze în comisii adoptarea acestor ordonanțe prin lege. Dacă au de gând să le adopte, să le introducă pe ordinea de zi și să le voteze. Pentru că tergiversarea inadmisibilă la care au apelat împiedică opoziția să-și exercite dreptul de declanșare a controlului constituțional în privința unor acte normative care, din punctul nostru de vedere, sunt neconstituționale și provoacă consecințe extrem de grave în economie și în societate.